Salutare! Ei, am reușit! Filmez din nou! Mă scuzați, am ventilatorul pe spate, dar mor încet. Mi-a venit un pachet de la Avon. O comandă, bineînțeles, că doar am comandat ceva, nu a venit nimic, moca. Și vreau să fac unboxing-ul cu voi și mai am un pachetel aici. O să vă spun imediat despre ce este vorba. Dar mai întâi sunt curioasă de Avon, pentru că mi-am comandat și eu niște chestii de chestii de care aveam nevoie și normal că sunt entuziasmată. În sfârșit, dacă ați văzut daily vlog-ul, mi-a venit birou, am aici birou, aici am și scaunul. Yeah! Ok, aici am hârțogăraie, facturi, da, e bine. Avon bonus, o broșură din asta mititică, cartea, broșura pe luna august, așa, și să intrăm în ele. O să încep cu loțiunea asta, mamă, dar e mare. Am mai avut eu un șupray de corp de la Avon Encanto și mi-a plăcut mult de tot cum s-a prezentat, cum a mirosit. Despre acesta este vorba, l-am mai avut și cred că v-am spus de el. Da? Și vă spuneam că miroase extraordinar de bine și l-am recumpărat. Pentru că da, am terminat parfumul. Ce are, mă? Ah. Miroase demențial. Îmi place mult de tot și are 100 de ml. Cred că am avut varianta mai mică la 50, ori mă înșel, nu mai știu. Și normal că mi-am luat și loțiunea, la fel tot de la Encanto Body Lotion. Abia aștept să o testez. Îmi place mult de tot. Dacă știu și cum desfac chestia asta, habar n-am. Ah, așa, gata. E jos. Hai mă, pus. Cât pusei. Mamă, miroase fain de tot. Aoleu, mă cremelesc aici în fața voastră. Îmi dau și pe față, ce nebună sunt. Dar nu-i bai că fac duș. Deci, pentru mine, astea două, spray parfumat de corp și loțiune de corp, sunt delicioase, îmi place foarte mult. Apoi, pentru mine, pentru soț, am luat o cremă din aceasta pentru picioare. Nu știu dacă puteți voi să vedeți, dacă ar da un focus, băiatul dă. Așa. Este o cremă pentru picioare, pentru că avem nevoie să hidratăm și tălpile, că, na, cu lavandă, mamă, și miroase, dacă știi, dar n-aveți cum să știți. Miroase foarte bine. Abia aștept diseară să mă cremălesc, să mă loționelesc. Glumesc. Abia aștept să-mi dau cu cremă peste tot, peste tot. Apoi, nelipsitul meu, tratament pentru vârfuri despicate, îmi place foarte mult. Este cu ulei de argan și aproape l-am terminat și de aceea l-am recumpărat, pentru că este minunat. Ia uitați, are un miros foarte fain și lasă părul așa de frumos și nu-l încarcă. Îmi place maxim, maxim, maxim. Apoi, pentru my husband, două spray-uri din acestea pentru picioare, da? Două spray-uri pentru deodorant pentru picioare. Așa, să le punem aici. Apoi, ce avem aici? Alor, doamne, vorbesc francez. Color Trend este un strugurel ceva de buze, nu este al meu, așa că nu o să-l desfac. Apoi, de la Color Trend, cred că este o, da, este mascara. M-a apucat nebunia și mi-am luat o mascara blu, pentru că am una verde, dar e un verde închis și nu prea se vede mare diferență, așa că am zis vreau și una albastră, poate se vede asta. Îmi place să mai pun așa mascara pe ochi, să fie ceva mai diferit. Vai, tu ce albastră îi! Fii atentă! Hai cu focusul, băiatul! Deci, așa e culoarea, nu e pensula, așa e culoarea. Mama mea! Deci, trebuie neapărat să-l încerc. Stați că am aici oglinda. Doamne, așa albastru e, nu mă gândeam că e chiar așa.
Da, se vede o diferență. Și îmi place, sincer, îmi place. M-a surprins pentru că nu mă așteptam să fie chiar atât de albastru. Adică mă așteptam să fie un pic, adică albastru mai închis. Nu albastru deschis, dar încă e vară, merge. Și dacă vine iarna, îl port și iarna, că zic că mi-au înghețat genele. Ia să vedem. Vai, dar e super, e superb, deci... Mă încântă maxim. Ia uitați. Deci ce mai vrei? Un luciu de buze, ceva așa, merge perfect, perfect de vară. Îmi place. Deci m-a surprins, chiar nu mă așteptam să fie așa de albastru deschis. Mă așteptam să fie ceva mai închis. Ok, mi-am luat de un balsam de buze cu foarte puțină culoare. Am mai avut așa, dar cred că altă nuanță sau aromă, cred. Și l-am terminat și am zis că vreau să-mi iau altul pentru că am nevoie. Dacă aș putea să-l și desfac, ar fi perfect. Dacă reușesc. Dar nu reușesc. Dar nu pot, că acum mi alunecă și mâinile de la loțiunea aia. Deci nu pot. Poate îmi rup dinții aici. Ah, ce fain miroase. Stați că vă spun că l-am luat eu cu ceva strawberry. Ia să vedem. Da, e drăguț. Că nici nu m-am machiat, nu m-am pregătit pentru acest videoclip, dar uite, așa mă pregătesc aici cu voi. Îmi vine să iau o gură din el. Dar îmi place mult de tot. Am mai avut așa, da, altă aromă și l-am recumpărat, dar nu pe același. Ok, aici am iar un din ăsta de păr, un tratament pentru păr, nu este al meu, este pentru cineva, nu o să-l desfac. Apoi am tot un spuman de baie cu ceva coconut, Aloha Moni Bubble, coconut și tiara flore, flower skin, ceva, cocos. Nu e al meu, nu îmi bag nasul în el. Aici mai am încă două produse și nu știu dacă sunt ale mele sau... A, nu, ăsta este un iluminator, nu este al meu, nu o să-l desfac. Știu despre ce este vorba, nu este al meu, nu-l desfac. Și aici am la fel un gloss, ultra color, este un gloss transparent, nu este al meu, așa că nu o să-l desfac. Este transparent și să vă spun și cât are, 7 ml și am văzut, este foarte interesant. Așa, am terminat cu, da, am terminat, mă la cap în cutie, am terminat cu produsele de la Avon. Acum mai am aici un pachet. Zilele trecute sau săptămâna trecută m-a contactat cineva pe Instagram, Easy, și nu mai rețin numele, o să vi-l pun aici pe undeva. Este o firmă nouă care fac cărți, caiete cu diferite activități. Și m-au contactat dacă sunt interesată să comand și eu, așa că am zis ok, de ce nu? Am stat un pic cu frică că nu, sunt firme noi și mi-a fost puțin frică, dar văd că a venit, doamne, în ce hal l-am rupt. Nu caietul, am rupt doar chestia asta, am rupt-o în vai șamar. Ok, ce drăguț l-a ambalat. Deci, caietul se prezintă așa, mi-au pus aici și un balon, mulțumesc, și niște sticăre foarte drăguțe, și un bilețel. Ce drăguț e și mi-a scris. Așa, Mogoșan Colina, Ioana, îți mulțumim pentru comandă, îți dorim ție și copilul tău o vară minunată. Easy Publishing,
Deci, Easy Publishing. O să vă las adresa lor pe ecran și o să o las și în descriere. Ia uitați aici. Bineînțeles că nu vedeți. Și haideți să desfacem și caietelul. Este jurnal de vară pentru copii. Este un jurnal de vară pentru copii cu activități. Ia uitați, așa este coperta. Îmi place că e de calitate, nu e ceva așa. Ia uitați, numele meu este, așa arat eu. Deci mi se pare super, super interesant. Foarte faină ideea. Idei pentru a-ți scrie opiniile. Aventurile mele pentru vara anului. Oh, cât de tare! Vara îmi place să... Deci, aici aveți diferite rubrici și să le completați cu ce vă place. Părțile mele favorite din vară sunt foarte fain. Îmi place maxim, maxim. Deci, super, super frumos caietul. Ce am făcut azi, aventura de azi, aventura de azi. Vai, ce interesant. Da, îmi place mult de tot. Abia aștept să-l scriu cu Max. Desenează-ți cel mai bun prieten, vânătoarea de comori în natură. O, sigur o să-i placă lui Max asta, 100%. Vai, ce mișto! Vânătoarea de comori în natură, provocarea pentru vară. Câte fapte bune poți face vara, colorează un soare de fiecare dată când faci o astfel de faptă. Vai, cât de tare este! Îmi place mult, mult de tot! Mulțumesc pentru comandă Easy Publishing. Abia aștept să îl completez împreună cu Max și acesta a fost videoclipul de azi, un unboxing cu două chestii. Sunt super mulțumită și de cele de la Avon și de jurnalul de vară. Și dacă sunteți interesați, o să vă las un link în descriere ca să aruncați o privire să vedeți despre ce este vorba. Așa că noi ne vedem data viitoare cu un alt videoclip. V-am sucat! Pa!